După mai bine de 6 ore de dezbateri, membrii PNL Orșova și-au desemnat noul președinte. Comisia de numărare a voturilor a finalizat procesul abia după miezul nopții, iar câștigător a fost Dan Papavă. Vom încerca să, împreună cu biroul, indiferent care va fi acel birou, voi încerca împreună cu colegii mei să aducem acea unitate în partid de care eram cu toții unii până acum. Cel care a deținut până acum funcția de președinte al organizației este Ion Manea, primarul Orșovei. Acesta a declarat că nu a mai dorit să își asume conducerea organizației, dar va rămâne alături de colegii săi. Am ajuns la concluzia că e mai bine să vă retrag și să las colegii noștri să candideze și să le doresc succes și să ducă partidul pe un viitor mult mai bun față decât l-am avut până acum. Următoarele alegeri vor fi anul viitor, când vor fi europarlamentarele și, pe urmă, ne vom confrunta, deci noi vom avea o perioadă foarte, foarte grea. La alegerile pentru șefia PNL Orșova au participat aproape 150 de membri cu drept de vot.